Se dovedește că există o parte întunecată a lumii și nu este ceea ce am putea crede noi. Partea lunii pe care nu o vedem niciodată de pe pământ se numește fața ascunsă a lunii, dar nu pentru că nu primește raze solare, ci pentru că de la suprafața planetei noastre nu poate fi văzută, însă nu asta este ideea. Ce încercăm să spunem este că luna este periculoasă, mai exact praful de pe lună. Primii oameni care au ieșit în Apollo 11 au fost întâmpinați de o furtună și s-au întors în modulul lunar acoperiți de praf, ce a reprezentat o problemă încă de atunci. Unii astronauți au avut chiar și o reacție adversă la el. În 1972, astronautul navei spațiale Apollo 17 a experimentat o criză de strănut de moment, ochi roșii, mâncărime ale gâtului, sinusuri blocate, iar toate aceste lucruri supărătoare au fost cauzate de praful lunar. Chiar dacă nu este prea amuzant, ar fi destul de interesant să spunem că ești alergic la lună, dar, de fapt, poate fi ceva mai grav decât o simplă reacție alergică temporară. Odată ce agențiile spațiale din întreaga lume iau în considerare să trimite echipaje formate din mai mulți membri în misiuni spațiale, în special cele cu destinația Luna, trebuie să ia în considerare și faptul că cercetătorii se vor confrunta cu tot felul de pericole apărute în timpul misiunilor, iar praful lunar este unul dintre principalii factori. Acesta este destul de tăios și abraziv, asemănător cu niște cioburi de sticlă în miniatură. De asemenea, din cauza faptului că nu există vânt pe lună, particulele de sol lunar nu erodează niciodată. Muchia lor rămâne tăioasă și ascuțită și pot sfâșia costumele spațiale și diverse echipamente, împiedicând folosirea acestora, ceea ce nu este atât de bine când te afli la 384.400 de kilometri distanță de planeta mamă. Să nu menționăm că acel praf inhalat în cantități mari poate fi letal. Atunci când astronauții se întorc de pe suprafața lunii, costumele lor sunt acoperite cu acest praf. Din acest motiv ne întrebăm, la ce risc sunt expuși atunci când își scot căștile și îl inhalează? Pentru a afla asta, o echipă de cercetători din cadrul Universității Stony Brook a înmuiat doi compuși pe bază de fier care știm că se găsesc pe lună într-o soluție concepută să imite fluidele din plămânii omului. După aproximativ 15 minute, amestecul a produs cantități uimitoare de radicali hidroxilici, un fel de compus reactiv care poate provoca multe pagube țesuturilor biologice la nivel celular. Totuși, partea negativă este că aceste particule nu pot fi expirate, pot rămâne în plămâni pentru destul de mult timp și este probabil să provoace mai multe daune decât cele observate de echipa de la Universitatea Stony Brook în timpul testului de doar 15 minute. În plus, față de compoziția chimică, particulele de praf de pe lună, după cum am menționat și mai devreme, sunt ascuțite. Imaginează-ți ce efecte negative pot avea pentru plămânii tăi. Acești radicali hidroxilici au fost legați de diverse leziuni pulmonare, dar cel mai grav de cancerul pulmonar, deci echipa de cercetători a concluzionat că acest praf ar putea fi extrem de periculos și ar putea provoca diverse complicații medicale pe termen lung. Se crede de asemenea că dioxidul de siliciu poate fi găsit în cantități mari în compoziția prafului de la suprafața lunii și se cunoaște faptul că dioxidul de siliciu este extrem de toxic, cauzând de asemenea boli pulmonare, deci aceste cercetări nu puteau fi făcute într-un moment mai prielnic pentru că în 2019 NASA a anunțat programul spațial Artemis, o misiune ce presupune trimiterea oamenilor pe lună până în 2024. Avem nevoie de rezultate concrete care să ne spună cum putem combate praful de pe lună și efectele sale asupra organismului astronauților. Sunt deja o mulțime de inovații aduse costumelor noi de astronauți de la NASA care permit o mobilitate mai bună și o izolare îmbunătățită, însă cele mai importante sunt unele schimbări ce se adresează direct problemelor aduse de praful lunar. Fără fermoare, cabluri, mai puține cute unde acestea se depozitează și un material de etanșare special pentru componentele principale ale costumului. Aceste actualizări sunt cu siguranță niște îmbunătățiri, dar trebuie să se facă mai multe eforturi în legătură directă cu praful de pe lună, fie că este vorba despre o modificare a costumului în sine, a echipamentului sau diverse procese de înlăturare a prafului înainte de scoaterea costumului.
trebuie să se facă mai multe cercetări despre compușii de pe lună și modul cum aceștia pot afecta fiziologia umană înainte ca astronauții să exploreze satelitul natural. De fapt, o întreagă echipă de specialitate va aborda problema prafului curând. Echipa va fi condusă de un profesor din cadrul Universității William & Mary din Virginia, America. Suntem nerăbdători să vedem ce inovații vor crea pentru a rezolva această problemă prăfuită și multe alte provocări care vor apărea în timpul întoarcerii pe lună. Voi sunteți la curent cu cercetările și inovațiile făcute de diversi oameni de știință din întreaga lume? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii și, de asemenea, dacă ți-a plăcut videoclipul, nu uita să apeși pe butonul de like. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!